Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Amin. Dorim ca în numele comunității să vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă spunem în dimineața aceasta binecuvântată de sabat, bun venit înaintea lui Dumnezeu. Salutăm pe cei care săptămânal poposesc în locul acesta, dar ne bucurăm astăzi să salutăm și pe oaspeții noștri, prietenii noștri, pe cei care poate au venit din alte comunități să se închine împreună cu noi în locul acesta. Însă, într-un mod special, dorim din partea comunității Bacău să spunem un călduros bun venit în mijlocul nostru fratelui pastor Eduard Călugăru, trezorierul Uniunii Bisericii Adventiste din România. Am putea spune că Biserica Bacău Centru a fost binecuvântată de Dumnezeu într-un mod special în ultima parte. Dacă sabatul trecut am avut bucuria să avem în mijlocul nostru familia Tomoioagă, pe fratele Ștefan și sora Adina, fratele Ștefan care slujește în calitate de secretar al Uniunii Române, iată că la un sabat distanță astăzi avem bucuria să-l avem în mijlocul nostru pe fratele trezorier al Uniunii Bisericii Adventiste din România. Îi mulțumim foarte mult pentru că în programul dumnealui a ales și Bacăul și l-a trecut pe agenda și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvânte în prezentarea cuvântului și suntem gata să primim mesajul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru sufletele noastre în ocazia aceasta. Așadar, frate Edi, vă așteptăm. Doresc și eu să mulțumesc pentru invitație și pentru această ocazie de a fi împreună cu dumneavoastră. Aș dori, pentru timpul care îl avem astăzi la dispoziție, să încercăm să răspundem la o întrebare. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, când ne raportăm la Dumnezeu, îl putem defini în multe feluri, în multe moduri. Și Dumnezeu se prezintă atunci când se apropie de om în mai multe imagini, în mai multe nume, denumiri pe care le putem avea în dreptul lui Dumnezeu. Însă una dintre ele, unul dintre numele lui Dumnezeu, o caracteristică a lui Dumnezeu, parcă este mai importantă decât toate celelalte. Și dacă ar fi să rezumăm pe Dumnezeu într-un singur cuvânt, dacă am putea să spunem un singur lucru despre Dumnezeu, care să cuprindă toate celelalte, nu cred că trebuie să ne gândim prea mult. Pentru că definiția aceasta este chiar biblică. În 1 Ioan, avem aici capitolul 4, la versetul 8, există această declarație, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Dumnezeu este, cum? Dragoste. Dacă spui dragoste, acest cuvânt îl are pe Dumnezeu în interior, îl cuprinde pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă ar fi orice altceva, dar n-ar fi dragoste, nu știu dacă a mai fi atât de bucuroși să aflăm despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Al doilea lucru pe care vreau să-l lămurim de la început este în legătură cu ceea ce ne face pe noi doritori de a-L urma pe Dumnezeu. Ce face ca un om să-L dorească pe Dumnezeu în viața lui? Mai mult decât atât, ce-l face pe un om să-l dorească pe Dumnezeu o veșnicie? Și unii oameni, când se gândesc la cer, pun această întrebare: dar ce să fac în cer? Să stau degeaba, pur și simplu, o veșnicie? Pare cumva plictisitor. Ce face ca un om să se decidă pentru Dumnezeu? Frica de iad? Argumentele pe care le dau cei din familie, fii și tu ca noi? Care este elementul hotărător atunci când un om, în sufletul lui, se decide pentru Dumnezeu? Care? În Romani, capitolul 2, la versetul 4, ni se dă acest răspuns. Romani, capitolul 2, versetul 4, ultima parte. Nu vezi tu că ceva te îndeamnă la pocăință? Ce anume? Bunătatea lui Dumnezeu. La fel, dragostea lui Dumnezeu.
Și atunci când discutăm de relația dintre Dumnezeu și un om, tot dragostea manifestată în diverse ocazii, sub multiple forme, îl face pe un om să răspundă inițiativei lui Dumnezeu. Și dacă un om se hotărăște pentru Dumnezeu, să știți cu siguranță că în spatele acelei hotărâri este dovada dragostei lui Dumnezeu. Dacă este doar frica, dacă este teama, dacă este, eu știu, contextul, ceilalți fac la fel, nu este suficient. Înseamnă că a făcut o alegere, dar poate din gură sau poate de formă, n-a făcut-o din inimă. Un om se hotărăște pentru Dumnezeu, cu toată inima lui, să-i slujească, atunci când răspunde acestei dragoste pe care o vede manifestată de Dumnezeu. Am fixat cele două elemente. Dumnezeu este dragoste și omul răspunde lui Dumnezeu răspunzând cui? Manifestării acestei dragoste pe care Dumnezeu are față de el. Spun aceste lucruri, deși în viața noastră apar situații, și nu puține, în care ne întrebăm dacă Dumnezeu chiar ne iubește. Nu-i așa? Apar situații poate de boală, apar situații de lipsuri materiale, apar situații în care relații se rup, se desfac și te întrebi, oare Dumnezeu mai mă iubește? M-a iubit odată. Am simțit odată lucrul acesta. Văd că Dumnezeu iubește pe alții, dar chiar mai mă iubește și pe mine? Chiar mai mă iubește la fel de mult? Ce ați putea să-i spuneți unui om care trece prin astfel de descurajări, prin aceste întrebări? Cum poți să găsești răspunsul la aceste întrebări? Răspunsul este crucea Golgotei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și pe fiecare dintre noi, încât ce a făcut Dumnezeu? N-a trimis doar o scrisoare, Biblia, ci Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Și atunci când nu înțelegem modul în care Dumnezeu își manifestă dragostea, trebuie să privim la Golgota, la Fiul Său. Și atunci vom înțelege că așa cum l-a iubit pe Fiul Său, ne iubește pe fiecare dintre noi. Un cuvânt inspirat spune așa, că dacă în lumea noastră un singur om ar fi răspuns acestei dragoste a lui Dumnezeu, Dumnezeu ar mai fi dat pe Fiul Său sau nu? L-ar fi dat. Deci dacă în lumea aceasta eram doar eu sau erau cineva dintre dumneavoastră, Dumnezeu ne-ar fi iubit la fel de mult și ar fi dat la fel de mult pentru salvarea unui singur om. Dar vreau să vă întreb, în ce situație, în toată omenirea, în toate veacurile, ar fi putut să existe un singur om care să aibă nevoie de jertfa Domnului Hristos? În ce situație? Doar într-o singură situație, să știți. Când Adam n-ar fi păcătuit după ce a păcătuit Eva. Dumnezeu ar fi dat pe Fiul Său doar pentru Eva, pentru un singur om, sau nu? Da, ar fi dat pentru un singur om. Dumnezeu a dat pentru tot neamul omenesc, că toți am păcătuit. Dar dacă ar fi păcătuit doar Eva, Dumnezeu ar fi procedat la fel și cuvântul spune, da, la fel. Aceasta este dragoste. Bineînțeles că în viața noastră apar aceste situații în care ne punem întrebări, dar și când studiem Biblia apar anumite experiențe, anumite pasaje ale Bibliei care povestesc situații petrecute în care întrebarea este aceeași, Dumnezeu este dragoste? Și una dintre situațiile cele mai des invocate în aceste discuții este cea legată de potop. Am pus un titlu pentru prezentarea din această dimineață. Unde era dragostea la potop? Atunci când discutăm despre potop, când citim istoria potopului, Dumnezeu este Dumnezeul dragostei? Este același Dumnezeu? Sau nu e același Dumnezeu? Unii au găsit o soluție și spun așa, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al dreptății. S-a axat mai mult pe calitatea aceasta, pe atributul pe care îl are, și anume dreptatea. Și trebuie să ajungem în Noul Testament să vedem dragostea lui Dumnezeu. Aici o descoperim mai mult, dragostea. Și atunci, așa unii comentatori prezintă, Biblia este formată, fundamentată și
prezintă cele două atribute ale lui Dumnezeu, dreptatea și dragostea, Vechiul Testament și Noul Testament. Oare este răspunsul doar așa? Adică în Vechiul Testament Dumnezeu nu este dragoste, nu este iubire? Doar în Noul Testament? Unde era dragostea la potop? Era prezentă? Aș vrea să dau două exemple, două texte. Un text se află în 1 Petru, capitolul 3, 1 Petru, capitolul 3, versetul 20. Nu comentăm acest pasaj acum, doar vreau să subliniez o afirmație făcută aici. E vorba de Domnul Hristos, care spune, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, versetul 19 și 20, acesta mă interesează, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. Deci, făcând referire aici cu privire la potop, Biblia aduce în discuție ce legat de Dumnezeu? Dreptatea sau dragostea? Vedeți, spune, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, răbdarea este legată de dreptate sau este legată de dragoste? De dragoste. Și interesant, Petru, când se referă la potop, istoria aceasta pentru el este istoria dragostei, nu istoria dreptății, doar. Un alt text se află chiar în Geneza. În Geneza, capitolul 6, versetul 8. Atunci când Biblia descrie pe Noe, îl descrie ca fiind un om corect, drept, neprihănit. Motivul pentru care însă Dumnezeu l-a salvat pe Noe, care este? Pentru că era neprihănit? Nu. Foarte interesant. Noe nu este salvat pentru că este neprihănit, ci din alt motiv. Capitolul 6, versetul 8. Dar Noe a căpătat dreptate, așa scrie? Nu, ci milă, dragoste. Motivul pentru care Noe a fost salvat este dragostea, nu este dreptatea. Pentru că Noe era drept, pentru că Noe era neprihănit, Noe a fost salvat. Nu, Noe era neprihănit, Noe era drept, dar a fost salvat pentru că a fost iubit. Sunt câteva declarații, putem găsi și altele. Și am remarcat și în alte declarații, că atunci când se aduce subiectul în discuție potop, cuvântul folosit sau cuvântul întâlnit în aceste pasaje este cu privire la dragostea lui Dumnezeu și mai rar sau poate deloc chiar cu privire la dreptatea lui. Și m-am întrebat de ce. Istoria aceasta a potopului este o istorie foarte interesantă. Un singur lucru vreau să precizez în legătură cu istoria lumii. De la creațiune până la potop, anii care s-au numărat cel puțin, știm că au fost în jur de 1400 de ani. Deci timpul acesta este lung, poate, ni se pare lung, 1400, dar oamenii trăiau atunci cam câți ani? Până la potop. 900, 900 și ceva de ani, vă dați seama că n-au fost mulți oameni până la potop, adică în sensul de generații. A fost Adam, care a trăit peste 900 de ani, a fost Noe, cel care a prins potopul și a fost salvat, și între Noe și Adam, ei nu s-au întâlnit niciodată, Noe cu Adam, dar a fost un bunic al lui Noe care l-a prins și pe Adam. Cine? Un alt patriarh, Metusalah. El a trăit cel mai mult dintre cei enumerați în Biblie și acesta l-a cunoscut personal și pe Adam și l-a prins și pe Noe. Iată că timpul, deși putem spune 1400 de ani sunt mulți, în generațiile acelea care trăiau foarte mult, nu este prea mult. 1400 de ani.
Este o perioadă în care în Biblie se cuprinde în câteva capitole. Ajungem la capitolul 6, capitolul 7, Noe intră în corabie și urmează potopul. Sunt câteva capitole, puține, care cuprind această perioadă de 1400 de ani. Știți ce s-a întâmplat în 1400 de ani? Nu prea știm. Foarte puțin. Aproape. Deloc. Știm ceva de creațiune, știm ceva de Cain și Abel și apoi urmează potopul. 1400 de ani, în câteva cuvinte. Însă istoria aceasta spune altceva. Spune ce se poate întâmpla cu lumea noastră, cât de repede poate să ajungă la un capăt, dacă Dumnezeu n-ar conduce această lume într-un mod direct. Dacă Dumnezeu nu s-ar implica în lumea noastră. Dacă lumea noastră ar avea parte de un Dumnezeu așa cum îl prezintă unii, un Dumnezeu spectator sau un Dumnezeu care are atât de multă treabă încât nu se ocupă de noi. Ori nu este interesat, ori nu se ocupă, n-are timp. Dacă Dumnezeu acesta ar fi absent, lumea noastră s-ar îndrepta foarte repede, într-un scurt timp, către dezastru. Dumnezeu lasă lumea aceasta să se evolueze și răul să evolueze fără implicarea Lui. Care este concluzia, care este rezultatul? Dacă Dumnezeu nu s-ar implica, lumea aceasta ar ajunge în integralitate să-L respingă pe Dumnezeu. Nu doar să-L respingă. Pe planetă, ce s-ar fi întâmplat dacă Noe n-ar fi fost salvat? Imaginați-vă următorul scenariu. N-ar fi venit potopul. N-ar fi venit. Ce s-ar fi întâmplat cu planeta, cu lumea noastră? Ce s-ar fi întâmplat? Există o idee că răul se autodistruge. Haideți să vedem puțin lucrul ăsta. Credeți că Satana cu îngerii lui, care au plecat din ceruri, câți îngeri au plecat cu Satana din cer? O treime. Câți mai sunt astăzi? Din o treime, câți au mai rămas? Că ei se autodistrug, se bat, se omoară, câți au mai rămas? Vreau să vă spun că Satana niciodată nu i-a trecut prin cap să fie rege peste morți. Niciodată. Răul nu se autodistruge, să știți. Bine, se distruge în sensul că fără Dumnezeu, normal, este distrugere. Dar Satana vrea să fie rege, ca și Domnul Hristos, peste slujitori. Vrea să aibă închinători, vrea să aibă servi. Dacă lumea noastră ar fi în mâna Satanei, n-ar fi distrusă în sensul că n-ar omorâ Satana pe toți oamenii. Știți, în timpul celor 1000 de ani, Satana va rămâne singur. Toți vor muri. Din cauza Satanei? Nu. Nu din cauza Satanei. El va fi lăsat să fie singur. Toți vor muri 1000 de ani să mediteze ce a făcut. Ce s-ar fi întâmplat însă cu lumea noastră? Dacă n-ar fi fost potopul, probabil că noi ar mai fi trăit niște ani, ar fi murit și Noe și după aceea ce s-ar fi întâmplat? N-ar mai fi fost nimeni să slujească pe Dumnezeu. Nimeni. Niciodată. Satana vrea ca lumea noastră să ajungă în punctul în care să nu-L mai poată cunoaște pe Dumnezeu. Scopul celui rău este ca să existe o prăpastie între noi și Dumnezeu definitivă, pentru totdeauna. Omul să nu mai poată fi salvat, deși există jertfă, deși există un Dumnezeu milos, dragoste, omul să nu mai aibă posibilitatea de a cunoaște și de a beneficia de mântuire. Acesta este scopul lui. Și atunci Dumnezeu a trebuit să intervină. Deci putem să privim din acest punct de vedere că intervenția lui Dumnezeu prin potop nu este o intervenție doar a dreptății, ci este o intervenție a harului și a milei pentru ca lumea în desfășurarea evenimentelor, generațiilor care urma să vină, să aibă aceeași posibilitate de alegere între bine și rău, între veșnicie cu Dumnezeu și veșnicie fără Dumnezeu. Dar mi-am pus o întrebare. Și întrebarea aceasta, să știți că mi-a dat de lucru mai mult timp. Întrebarea care s-a formulat în mintea mea a fost următoarea. Dacă Dumnezeu este drept și dacă Dumnezeu este și dragoste în același timp și în aceeași măsură,
Dumnezeu este drept cât la sută? Unii îl văd pe Dumnezeu ca un întreg în care este și dreptate ceva, dreptate. Este și bunătate ceva, este și mila altceva, dar Biblia prezintă pe Dumnezeu cu atributele Lui ca fiind la 100%. Dumnezeu este drept 100%, este bun 100%, este milă și așa mai departe, la superlativ. Deci dacă Dumnezeu este drept, complet, 100%, dacă Dumnezeu este bun, este milos, 100%, nu pot să înțeleg, mi-am spus eu, cum acest Dumnezeu îi spune lui Noe să construiască o corabie, o singură corabie. Și mai mult decât atât îi dă și dimensiunile. Noe primește dimensiunile de la Dumnezeu. În capitolul 6, versetul 14 din Geneza, Domnul îi spune lui Noe ce să facă concret. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, de chiparos. Deci îi spune Dumnezeu ce lemn să aleagă. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe, să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime. Cam cât înseamnă 300 de coți? Nu știm exact cam cât era cotul. Lungimea aceasta variază, dar în general, ca să putem să facem un echivalent, se ia cam 50 cm. În jur de 50 cm. Deci 300 de coți ar veni cam 150 de metri. 50 de coți în lățime, cam 25 de cm. Și 30 de coți în înălțime, 15 metri. 15 metri. Deci, 300 de coți înseamnă 150 de metri, 50 de coți înseamnă 25 de metri și 30 de coți înseamnă 15 metri. Cam astea erau proporțiile. Oricum ar fi, corabia aceasta nu era o corabie extraordinar de mare. Era o corabie destul de mare, dar nu foarte mare. Astăzi sunt corabii sau, eu știu, nave mult mai mari decât aceasta. Mai mult decât atât, în această corabie trebuiau să intre ce? Erau trei categorii, da? De lucruri care trebuiau puse în corabie. Erau animalele. La fel, aici Noe nu putea el să se gândească, ia tu ce vrei, ce-ți place. Nu, i s-a spus exact ce să ia. O pereche din fiecare animal necurat și 7 perechi din fiecare animal curat. Deci, iată că acest spațiu care era delimitat, corabia lui Noe, era umplut cu animale și lista era făcută deja. Mai mult decât atât, trebuia să facă cămăruțe pentru fiecare animal în parte. Mai mari, mai mici. Deci, o categorie erau animalele, da? A doua categorie, cine erau cei care puteau să intre în corabie? Oamenii, da? Și a treia categorie, ce? Proviziile. Deci trei categorii, animale, oameni și provizii. Nu știm exact câte provizii s-au luat, dar proviziile trebuiau să țină pentru toate animalele și pentru oamenii care urmau să intre, pe ce perioadă? Cam cât a durat de când a intrat Noe în corabie până când s-a dat jos? Cam cât? Eu știu că în jur de un an, sau poate chiar mai mult de un an de zile. Gândiți-vă cam câte provizii trebuie să iei, ca animalele care erau ierbivore, trebuia să mănânce în fiecare zi și să le ții în corabie până când urmau să se dea jos și să jos să mai știe, să meargă, să, da, să trăiască. De asta erau în corabie. Nu erau puse în corabie ca să ajungă, eu știu, pentru muzeu. Ceilalți să zic, odată să știți că au fost și animalele astea pe pământ. Uitați aici calul, uitați, eu știu, celelalte. Deci nu pentru muzeu, ci erau pentru ca să populeze pământul, să se mulțească. Deci gândiți-vă cam câtă hrană trebuia să intre în corabie.
Și aici vine întrebarea care mi-am pus-o. Dacă lucrurile astea sunt deja cunoscute, sunt limitate, dacă știm ce trebuia pus în corabie, câți oameni nu au intrat în corabie? Că aici știm câți oameni au intrat în corabie. Știm, da? Părinții, Noe și soția, și apoi fiii cu căsătorite, cu soțiile lor. În total, 8 persoane. Întrebarea este nu câți au intrat, ci câți oameni ar fi putut să intre. Gândiți-vă că numărul acesta nu era infinit. Puteau să intre oricâți. Nu. Puteau să intre un număr limitat. Puteau să intre mai mult de 8. Dacă veneau încă 2, să zicem, soț-soție și băteau la ușă, aveau loc să intre? De unde știți? Unii spun așa, nu, Dumnezeu este tot știutor, da? Dumnezeu este tot știutor. El știa că în corabie vor dori să intre doar 8. Și când a proiectat corabia, a proiectat-o cu 8 locuri. Credeți că Dumnezeu, deși știa câți vor intra, a făcut în corabie spațiu, a conceput spațiu doar pentru 8 persoane? Ce părere aveți? Am întâlnit răspunsul următor. Dumnezeu a făcut loc pentru toți oamenii să intre în corabie. Nu. Pentru că dacă luăm matematic și așezăm toate lucrurile despre care am discutat, n-ar mai fi încăput toți oamenii să intre în corabie. Și mai mult decât atât, dacă intrau toți oamenii în corabie, ce sens mai avea potopul? Nu mai avea sens. Adică face o corabie să intre toți oamenii ca să facă ce? O plimbare? Da. N-avea sens. Și atunci întrebarea este câți oameni puteau să intre în corabie? Și am început să caut răspuns la întrebarea aceasta. Și vreau să vă spun că am găsit un răspuns. Există un răspuns la această întrebare. Întrebarea mi s-a părut interesantă și captivantă. De ce? Pentru că indiferent ce număr puneam, în loc de 8 puneam 20. În loc de 20 puteam să punem 40 sau 50 sau 100 sau 200. Deci indiferent ce număr pui, ajungi la aceeași întrebare. De ce 100 și nu 103? Dacă mai veneau 3 și n-aveau loc, unde este dragostea? Bine, nu punem 100, punem 150. Bine, și veneau 151. Unde este dragostea? Și întotdeauna, orice număr pui, ori pui pentru toți oamenii și atunci n-are sens, ori pui un număr cât vrei, cât vreți dumneavoastră și unul singur, dacă venea în plus, dragostea unde este? Și am început să caut. Am găsit niște articole. Niște oameni au studiat foarte atent acest lucru. Și au făcut niște calcule precise, niște simulări. Au reconstituit corabia lui Noe cu dimensiunile date aici. Și au văzut cam cât spațiu era în această corabie. Ellen White aduce aici câteva elemente noi. Corabia sunt bazate pe Biblie. Știți că această corabie avea câte ferestre? Una singură. Deci nu era ca la bloc. Adică n-aveai etajele cu o singură scară pe care să urci, pentru că atunci nu era lumină. Să ții niște animale atâtea luni fără niciun pic de lumină, nu știu ce mai se întâmpla. Deci trebuia ca lumina, Ellen White explică că lumina era undeva sus, era fereastra sus, și lumina ajungea în toate încăperile, pentru că ele erau dispuse pe 3 niveluri, dar într-un mod circular, la mijloc era deschis. Și dacă începi să faci calculele, îți dai seama că proviziile, animalele care s-au luat, cam câte erau la momentul acela, cam câte s-au luat, s-au făcut niște calcule, și au zis, mai rămâne un loc. Specialiștii aceia au zis că locul care a rămas, un loc destul de larg,
ei au spus cam cât un teren de fotbal, așa, mediu. Suprafața aceea era folosită de Noe și de fiii lui, știți pentru ce? Pentru sport. Că atâta timp să stai în corabie, trebuia să faci sport. Eu vă spun sigur că nu era pentru sport. Să stai în corabie cu atâtea animale, să le hrănești, să ai grijă de ele, nu-ți mai trebuia niciun teren de sport. Era suficient câtă muncă era fizică pentru 8 oameni care erau acolo. Dar spațiul acela, cu siguranță, nu știu acum cât era, ei au ajuns la această concluzie, dar putea să fie mai mare sau mai mic. Nu știm exact câte viețuitoare erau, câte specii, nu știm toate datele exact la momentul respectiv ca să faci calculul. Nu știm ce mărime aveau înainte de potop. Da, sunt niște calcule, dar nu știm exact. Oricum, mai există un spațiu în corabie care a rămas neocupat. Asta e concluzia acestor cercetători. Dar concluzia noastră biblică este aceeași, că în corabie a fost un spațiu care n-a fost umplut, nu pentru că n-a fost prevăzut pentru cineva anume. A fost prevăzut spațiul, dar oamenii n-au vrut să-l ocupe. Câți oameni ar fi intrat în corabie? Sau nu contează? Pentru mine a contat. Am găsit un răspuns. Știți ce istorie se prezintă în Biblie după potop? După potop este puțin descris turnul Babel. Turnul Babel, istoria aceasta are loc, specialiștii spun, cam la câteva sute de ani după potop. Și apoi, după turnul Babel, dacă dați pagina, este o istorie care se prezintă destul de larg, foarte larg. Dacă 1400 de ani sunt descriși în câteva capitole, 5-6 capitole, următorii ani sunt descriși în celelalte capitole. Și avem aici destul de multe capitole care se ocupă de unul dintre patriarhii cei mai renumiți ai Bibliei, și anume Avram. În viața lui Avram există un episod foarte asemănător cu potopul. Foarte asemănător. Deși nu este la scară mondială, ci este doar local. Nu avem de-a face cu apă, ci avem de-a face cu foc. Dar tot o distrugere și o limitare a păcatului este și aici. Dacă dăm puțin câteva pagini, ajungem la capitolul 18. Avram primește vizita a 3 delegați din cer. După ce vizita se încheie, ei se ridică și pleacă spre Sodoma. 2 dintre ei se duc înainte și unul dintre mesagerii cerești rămâne cu Avram. Versetul 17. Domnul a zis, să ascund eu oare lui Avram ce vreau să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare. Eu îl cunosc și știu care să poruncească casei lui să țină calea Domnului. Și Domnul începe să-i povestească despre Sodoma și Gomora, despre distrugerea acestor cetăți, 5 din câmpie. Care a fost reacția lui Avram? Avram nu spune, bine Doamne, e drept. Fă cum știi tu, tu le știi pe toate, tu ai cântărit toate lucrurile. E drept ce faci. Așa a zis Avram? Zice, ești drept, dar ești și bun. Și dreptatea te lasă să distrugi pe cel bun împreună cu cel rău? Nu se poate așa ceva. La tine nu se poate așa ceva. Și Avram începe să facă un lucru. Vreau să înțelegeți că acest discurs, această problemă, acest mod de a gândi pe care Avram îl are aici, este prima dată descris în Biblie.
Nu-l întâlnim până aici. Ce spune Avram? Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt câți oameni? 50. De ce oare a zis 50? De ce n-a zis 60? De ce n-a zis 40? De ce n-a zis... De ce 50? V-ați întrebat vreodată de ce Avram începe să negocieze cu Dumnezeu de la 50? De ce? De ce n-a pus alt număr? Putea să fie alt număr în discuție? De ce n-a zis? De ce? Doamne, dacă vor fi 100. Dar n-a început cu 100, a început cu 50. De ce? Întâmplător? Nu am găsit nicăieri. Nu vreau să vă spun că răspunsul meu este ceva care trebuie să luați ca fiind sigur. Dar concluzia pe care eu am avut-o a fost că Avram a plecat de la un număr pe care îl știa. Un număr care fusese prevăzut de Dumnezeu în altă ocazie similară. Când putea să fie prevăzut? La potop. Nu știu dacă e adevărat, dar cred că ar putea să fie. Oricum, nu contează numărul și aș vrea să depășiți acest 50, că nu e important 50, ci este importantă logica lui Dumnezeu. Ce spune Avram? Dacă vor fi 50, vei nimici pe cel bun cu cel rău? Și ce zice Dumnezeu? Nu. În corabia lui Noe era prevăzut un număr. Nu sunt sigur că era 50, nici nu contează. Poate că era alt număr. Dar era numărul care, dacă ar fi fost împlinit, nu mai venea potopul. Înțelegeți? Potopul nu mai avea rost. Dumnezeu a prevăzut în corabie un număr de locuri, nu știm câte, care, dacă ar fi fost umplute, potopul nu mai avea sens. Dar numărul acela nu s-a umplut. Știți de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru? Ca ceea ce El știe să putem vedea și noi. Unii oameni cred că Dumnezeu ia hotărâri arbitrare. Ia niște hotărâri care n-au logică, n-au sens. Uneori parcă nu privesc bunătatea, ci doar dreptatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face lucrurile în așa fel încât să le putem analiza și noi, să le putem cunoaște. Dumnezeu spune, e timpul să pun capăt acestei lumi. Lumea aceasta se îndreaptă spre a rupe legătura pentru totdeauna cu mine. Oamenii sunt puțini și atunci când a fost căutat un om, a fost găsit Noe. Dar oamenii n-ar fi crezut. Noi n-am fi crezut lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu a prevăzut un spațiu. Spațiu care n-a fost umplut niciodată. De unde știm așa? De unde mai știm încă un detaliu legat de același aspect? Noe intră în corabie. Cât stă în corabie Noe până când vine potopul? 7 zile. Există vreo persoană care în 7 zile, acele 7 zile, dorește să intre în corabie? N-ar fi putut să intre, că ușa era închisă, nu mai putea fi deschisă. Dar mai este vreo persoană care se gândește în cele 7 zile să intre în corabie? Nu. Asta demonstrează că atunci când Dumnezeu ia o hotărâre, știe de ce o ia. Și este corect, drept, dar este și bun când ia o hotărâre. În istoria lumii a mai fost un moment asemănător cu cel al potopului. Un moment în care lumea se putea despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Știți când a fost al doilea moment asemănător cu acesta? În istoria întregii lumi, nu doar parțial, cum a fost la Sodoma și Gomora. Când lumea se putea desprinde de Dumnezeu pentru totdeauna? Dacă veți citi în Cartea Hristos, Lumina Lumii, introducerea acestei cărți, ele noi spune că în timpul acela, când a venit Domnul Hristos, lumea era într-o situație asemănătoare cu cea de la potop. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu în cursul lumii să schimbe direcția lumii, lumea ar fi ajuns într-un punct la fel ca cel de atunci. Lumea se îndreaptă din nou într-o direcție în care dorește alt Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat. Dumnezeu spune că este bun, Dumnezeu spune că relația dintre om și Dumnezeu
poate să existe doar pe baza bunătății lui Dumnezeu, doar ca răspuns la bunătatea lui Dumnezeu, întrebarea este dacă și noi vom răspunde aceste chemări pe care Dumnezeu o face. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Suntem la sfârșitul acestei istorii. Locuri în corabie sunt destule. Și în corabia care se numește Bacău, și în corabiile celelalte care se numesc în mod diferit, Dumnezeu cheamă pe oameni să ocupe câte un loc. Sunt locuri suficiente. Depinde de mine și de tine dacă locurile acestea vor fi ocupate, de răspunsul pe care îl vom da. Și Domnul să ajute ca să putem avea această bucurie, ca să fim o veșnicie față de Cel care ne-a iubit. Amin.